Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Proaspăta președintă Maia Sandu a avut astăzi primele întâlniri oficiale la președinție. Aceasta s-a întâlnit cu șeful de la SIS, guvernatorul BNM și cu procurorul general. Plecat la Moscova imediat după ce i-a predat puterea noului președinte, Igor Dodon le-a spus rușilor că alegerea Maia Sandu în funcția de șef de stat va înrăutăți situația din Moldova. O fetiță de 8 ani din capitală era cât pe ce să cadă în gol de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Copila a fost salvată la timp de pompieri care au găsit-o atârnând de la balcon. O femeie din Vatra a fost pulberată pe șosea de o mașină în timp ce trecea strada neregulamentar. Victima a murit pe loc. La două zile de când a fost investită în funcție, Maia Sandu a început să aibă primele întrevederi oficiale la președinție. Ea s-a întâlnit astăzi cu directorul SIS, guvernatorul Băncii Naționale, dar și cu procurorul general, care a discutat despre situația actuală din Republica Moldova. Iar pe site-ul președinției a apărut din nou limba română ca limbă oficială, după ce pe durata mandatului lui Dodon era limba moldovenească. Am discutat despre situația actuală din Republica Moldova și despre riscurile la adresa securității statului. Am reiterat poziția mea în calitate de președinte în legătură cu lupta împotriva corupției și consolidarea instituțiilor statului pentru asigurarea securității naționale, a scris Maia Sandu pe Facebook după întrevederea cu Alexandru Iesaulenko, directorul Serviciu și Securitate. Totodată, Maia Sandu a avut o întrevedere și cu guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Președintele a discutat despre criza economică prin care trece țara noastră, despre situația sistemului bancar și necesitatea de a relua relația cu Fondul Monetar Internațional. A menționat importanța consolidării independenței și capacității BNM pentru a împiedica pe viitor fraude bancare, precum furtul miliardului sau laundromatul. Am accentuat angajamentul instituției prezidențiale de a sprijini inițiativele BNM care vin să asigure stabilitatea financiară a țării. A menționat noul președinte pe pagina sa de Facebook. Tot astăzi, Maia Sandu s-a întâlnit cu procurorul general Alexandru Stoianoglu, căruia i-a solicitat informații despre mersul investigațiilor pe dosarele de rezonanță, progresul și impedimentele în avansare și soluționarea în instanța acestora. Odată cu investirea Maia Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova, pe site-ul președinției a fost modificată limba oficială din moldovenească în română. Totodată, de pe site a dispărut compartimentul Prima Doamnă, iar în secțiunea Președintele Republicii Moldova a apărut imaginea Maia Sandu, însă fără biografie. În compartimentul Istorie sunt prezentați toți foștii președinți ai Republicii Moldova, în afară de Igor Dodon. Acum două zile, Maia Sandu a fost investită în funcția de președinte al Republicii Moldova. Aflat într-o vizită la Moscova, fostul președinte Igor Dodon le-a spus rușilor că odată cu alegerea Maiei Sandu la președinție, situația în Moldova se va înrăutăți. Declarațiile au fost făcute la un post de televiziune din Rusia. Я говорил, оставьте эмоции, потому что ситуация с избранием нового президента в стране не улучшится. Напротив, оно может ухудшиться. Totodată, socialiștii au avut o întrevedere cu Dmitri Cozac, cu care au discutat despre dinamica relațiilor moldoruse. Iar Dodon s-a lăudat pe pagina sa de Facebook că anularea taxelor de import pentru mai multe categorii de fructe, vin și alte produse este rezultatul acordului său personal cu Putin. Pandemia nu a anulat tradiționala caravană de Crăciun a pompierilor. Anul acesta, salvatorii nu au mărșăluit cu autospecialele decorate cu luminițe prin toată țara, ci doar prin capitală. După ce au făcut turul orașului, pompierii le-au dus cadouri copiilor pe care Crăciunul i-a prins în spitale. Vedeți mai multe imagini în jurnal. A fost dat start campaniei de colectare a produselor alimentare, care timp de un an le va pune pe masă prânzuri calde bătrânilor din țara noastră care o duc greu. Boxele în care se pot pune pungile cu produse au fost instalate la intrarea în mai multe supermarketuri din capitală, iar doritorii pot face donații până în ultima zi din an. Din cauza pandemiei, la campania din acest an participă mai puțin voluntari, așa că durata acesteia va fi mai lungă. Începând cu ora 9 dimineață, la intrarea în mai multe magazine din capitală au fost instalate boxe în care doritorii puteau lăsa produse alimentare.
Fiecare persoană care intra în magazin era informată despre campanie și primea o pungă, pe care era îndemnat să o umple cu produse alimentare. Acest tânăr a lăsat în box o sacoșă plină cu de toate. El ne-a spus că participă la această campanie pentru al doilea an la rând. Ce ați pus în pungă? Și mai necesar. Bomboane, soc, o cola. Adică și cred că oamenii care nu au bani, nu prea mănâncă. Am participat și anul trecut, mi se pare. Da, e ok, adică pentru țara noastră. Potrivit organizatorilor, în acest an mai puțini voluntari s-au alăturat campaniei. Mihaela a decis pentru prima dată să le întindă o mână de ajutor celor nevoiași. Cunosc despre această campanie de mai mult timp. Sunt studentă la universitate și luând în considerație faptul că sunt studentă și adică singură nu pot poate să particip la ajutorul acestor persoane, am decis să fiu voluntară, adică măcar cel puțin să încurajez alți oameni. Voluntarii îndeamnă doritorii să doneze produse care nu se alterează ușor, pentru că acestea pot fi folosite pe parcursul întregului an. Aceste produse trebuie să fie pe un an întreg și de aceea trebuie să fie cu termen de valabilitate mai mare. Paste făinoase, hrișcă, conserve, zahăr, ulei. Organizatorii spun că în acest an au fost nevoiți să se adapteze condițiilor impuse de pandemie. Din cauza pandemiei cumva am fost restricționați să avem voluntari în magazine. Prin urmare, doar o singură rețea ne-a permis să avem voluntari. Anul ăsta campania noi desfășurăm până la 31 decembrie, spre deosebire de anii precedenți când făceam doar într-un weekend. Campania este organizată de Fundația Regina Pacis și se desfășoară pentru al șaselea an consecutiv. La un pas de tragedie, o fetiță de 8 ani a fost salvată la limită de pompieri după ce a ajuns să atârne de la balcon aflat la etajul 12 al unui bloc de locuit. Totul s-a întâmplat ieri în jurul orei 15 pe strada Romană din centrul capitalei. Copila a fost observată de trecători care au și sunat la 112. La scurt timp, la fața locului au sosit pompierii. Aceștia au deblocat ușa locuinței și au salvat fetița care era singura acasă, mama fiind la serviciu în acel moment. Ulterior, aceasta a fost preluată de un echipaj medical, iar acum fata este în afara oricărui pericol. Cazul urmează să fie investigat de organele de drept, iar agentul constatator va decide ce pedapsă riscă părinții. În plină pandemie, la Peresecina Orhei a fost inaugurat pomul de Crăciun în prezența a 10 de copii care nu purtau măști și nici nu păstrau distanța fizică. La eveniment au participat președintele raionului Orhei și deputata partidului Șor, Marina Tauber. Am încercat să aflăm la poliție dacă organizatorii au fost sancționați pentru încălcarea normelor de distanțare, însă nu am obținut un răspuns. Zeci de copii, dar și maturi, s-au îmbulzit azi în centrul satului pentru a participa la inaugurarea pomului de Crăciun din satul Peresecina. Evenimentul era moderat de animatori. Ulterior, la sărbătoare, au venit președintele raionului Orhei și Marina Tauber. Noi sperăm că v-a plăcut această sărbătoare. Vă place? Vreau să vă întreb care este nota la moment care voi copii puteți să puneți organizatorilor. Care este nota? 7! Ce v-ați făcut aici? Noi n-am avut nicăieri nota 7. În ultima săptămână, în peste 20 de sate din raionul Orhei au fost organizate astfel de evenimente, unde erau încălcate toate măsurile de protecție. Oamenii nu poartă măști, nu păstrează distanța, iar numărul lor este mai mare de 50 de persoane. Am telefonat-o pe deputata Marina Tauber pentru a o întreba de ce în pandemie sunt desfășurate astfel de evenimente, dar aceasta nu a răspuns la telefon. La fel am încercat să aflăm dacă a fost cineva sancționat pentru organizarea evenimentelor, dar nu am primit un răspuns. În timp ce toată Europa începe de mâine vaccinarea împotriva coronavirusului, în țara noastră vaccinul va ajunge abia peste 3 luni, anunță autoritățile din sănătate. Câte îmbolnăviri de COVID înregistrăm astăzi, ne spune colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi, Ministerul Sănătății anunță 746 cazuri noi de infecție cu coronavirus din peste 2300 de teste efectuate. Din numărul total de îmbolnăviri, 25 sunt lucrători medicali. Totodată, printr-un comunicat de presă al Ministerului de Externe, a fost anunțat că s-a infectat cu COVID și ministrul. Acesta suferă de o formă ușoară a bolii, iar
starea lui nu necesită internare. Totuși, 255 de pacienți se află în stare extrem de gravă, iar dintre aceștia, 51 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Totodată, 12 persoane au murit, iar cea mai tânără victimă avea vârsta de 34 de ani. Bărbatul sufera de hepatită toxică, pielonefrită cronică și edemă cerebral. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre a Uniunii Europene, inclusiv și în România, de mâine începe demararea campaniei de imunizare a populației împotriva coronavirusului. Cu toate acestea, în Republica Moldova, un astfel de vaccin ar putea ajunge în cel puțin 3 luni, anunță autoritățile din sănătate. Iar în ceea ce privește un plan de acțiuni despre transportarea, păstrarea și în sine procesul de imunizare, în acest sens, acesta este încă în proces de elaborare. Acestea au fost informațiile. Tatiana. Diana, îți mulțumesc. În toate statele Uniunii Europene se fac pregătiri pentru campania de vaccinare anticovid, programată să înceapă mâine. Camioanele frigorifice încărcate cu vaccinul mult așteptat au ajuns în țările Europei, astfel încât toate țările membre să poată începe imunizarea în același timp. Pe de altă parte, Serbia a dat deja start programului de vaccinare cu serul Pfizer, iar prima doză a fost administrată șefei guvernului. Alături de premierul sârb Ana Brnović a fost imunizat și ministrul muncii, membru al grupului pentru gestionarea crizei epidemice. Danas je svakako dan za osmehe. Konačno od 6. marta ove godine, čini mi se, možda prvi dan imamo zaista razlog za osmeh. Jer je danas dan koji obeležava početak kraja pandemie coronavirusa. În prima etapă de achiziție, Serbia a primit aproape 5.000 de doze din serul Pfizer. Prioritate zero vor avea bătrânii, mai cu seamă cei din aziluri. Cât despre dozele destinate Uniunii Europene, acestea sunt pe drum către toate statele membre. Livrările au început miercuri, când a început să plece camioane frigorifice de la laboratoarele Pfizer din nordul Belgiei. Între timp, din Grecia până în Danemarca, fiecare țară își pune la punct centrele de vaccinare și își instruiește cadrele medicale. Κάνει τον εμβολιασμό. Θα υπάρχει ο γιατρός ο οποίος θα παίρνει το ιστορικό του εμβολιαστέντα ο οποίος θα μπαίνει μέσα. Jeg scanner vaccinen og gør klar til at vaccinere, og så vaccinerer jeg. Og så viser vi borgerne ud i venteareal herude, hvor de så sidder. Un număr de 19.500 de doze de vaccin au sosit în Franța. Primele injecții vor fi făcute în două centre pentru vârstnici din nordul Parisului. Lansarea campaniei de vaccinare în Franța este foarte așteptată, mai ales că ieri a fost depistat primul caz de contaminare cu noua tulpină de COVID-19 apărută în Marea Britanie. În România, primele 10.000 de doze de vaccin au ajuns astăzi dimineață la Institutul Contacuzino. S-a muncit foarte mult și am reușit să funcționeze, să avem totul pus la punct ca să începem în aceeași zi, când începem toată Europa și în România, campania de vaccinare. Este un moment important, îl așteptăm de un an de zile, din momentul în care am aflat de această pandemie. Campania de vaccinare din România începe mâine la Institutul Matei Baleș din București. Prima persoană care va fi vaccinată este un cadru medical. Pot să vă spun că mă interesează și ultima persoană care se va vaccina și povestea acestei persoane, pentru că acela va fi momentul în care împreună putem să spunem că am încheiat această campanie de vaccinare și că am pus punct pandemiei COVID-19, care ne-a afectat fără doar și poate viața în acest an. Prima etapă a campaniei de vaccinare, cea a personalului medical, ar trebui să se termine la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie, iar etapa a treia de masă ar putea începe în aprilie. Vaccinarea, care va fi voluntară și gratuită, se va face pe baza de programare. În cazul vaccinării a 60-70% din cetățeni, va fi atins nivelul de imunizare colectivă și pentru acest lucru este nevoie de circa 11 milioane de doze de vaccin. În prezent, România are contractate 10 milioane de doze. Următoarele 150.000 de doze de vaccin vor veni pe 28 decembrie. În curând însă ar putea ajunge în Europa și serul dezvoltat de compania americană Moderna. Agenția Europeană pentru Medicamente ar urma să decidă aprobarea acestui vaccin pe 6 ianuarie. Totodată și AstraZeneca a depus documentația pentru aprobarea vaccinului dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford, care este deja în faza de producție în Marea Britanie.
Și-au decorat vehiculele cu luminițe și ghirlande și au dat start tradiționalei caravane de Crăciun a pompierilor. Din cauza pandemiei, evenimentul s-a desfășurat mai modest anul acesta, iar cele 22 de autospeciale au cutreierat doar capitala, nu toată țara, așa cum era în anii trecuți. După ce au mărșăluit pe străzi, salvatorii le-au dus cadouri copiilor internați în câteva spitale din capitală. Caravana pompierilor a început dintr-un colț al capitalei, colindând apoi tot orașul. Cele 22 de autospeciale au fost împodobite cu luminițe de sărbătoare. Unii oameni au admirat caravana chiar de la ei de acasă, alții însă au fost mai nerăbdători și au ieșit în stradă. Foarte frumos. S-au muncit mult, se vede. Sunt foarte frumos, într-adevăr. Apreciem ceea ce s-a făcut, ne bucurăm că sunt cu noi, ne bucurăm că stau la vechea țării. După ce au colindat tot orașul, cele 22 de autospeciale s-au îndreptat spre clădirea Ministerului Afacerilor Interne. Caravana nu s-a oprit aici. Autospecialele și-au continuat drumul spre aeroportul internațional Chișinău. După ce marșul s-a încheiat, angajații GSU au mers să le ducă daruri copiilor internați în două spitale din capitală. Ne-am propus în acest an să venim la copiii din două spitale importante din municipiul Chișinău. Copiii vor primi daruri de Crăciun. Totodată aceștia au venit cu un îndemn pentru restul oamenilor. Chiar dacă suntem într-un an pandemic, venim cu sloganul "Fiți în siguranță alături de cei dragi acasă", iar noi vă aducem sărbătoarea. În acest an, din cauza condițiilor pandemice, caravana pompierilor s-a desfășurat doar în raza orașului Chișinău. Evenimentul se află la 5-a ediție. Locuitorii a 4 sate din Basarabeasca au rămas fără transport public după ce trenul care trecea prin localitățile lor a fost scos din circulație. Было удобно, ты сел, тебя везут. Зачем сняли нас поезд? Чем он был хуже? Всех на севере Молдавии ходит, людей бросили на произвол судьбы. În condițiile în care pe acolo nu merg nici microbuze și nici autobuze, oamenii nu au alte mijloace de transport ca să ajungă la muncă în oraș. Ce spun autoritățile locale? Aflați în continuare la știri. O explozie puternică a zguduit orașul american Nashville. O rulotă a sărit în aer, iar poliția a transmis că este vorba de un act deliberat. O clădire situată în apropiere s-a surpat din cauza suflului deflagrației. Cel puțin 3 persoane au fost rănite. Explozia s-a produs în nordul zonei centrale a orașului și a trezit pe locuitori în dimineața Crăciunului. Deflagrația a fost resimțită pe o distanță de câțiva kilometri și a fost atât de puternică încât a fost confundată de martori cu debutul unui cutremur. Oh, gosh. Camerele de supraveghere de pe străzile din zonă au surprins momentul deflagrației. În dimineața de Crăciun, polițiștii au răspuns unui apel la 991 privind focuri de armă trase în centrul orașului Nashville. They encountered an RV that had a recording saying that a potential bomb would detonate within 15 minutes. Officers, upon hearing that, decided to evacuate the buildings nearby. So they began knocking on doors, making announcements, having emergency communications, communicate with everyone to get people safe. De altfel, mesajul de avertizare care se auzea din furgonetă apare și pe înregistrarea camerei de supraveghere, care a surprins momentul deflagrației. Deflagrația a avut loc la marginea unui vechi cartier turistic din capitala statului Tennessee. We do believe that the explosion was an intentional act. Mai multe clădiri au structura de rezistență afectată de explozie și tot ce era în preajmă a suferit distrugeri masive. And the blast caused injuries and catastrophic damage to this very historic part of Nashville. Oamenii legii mai spun că momentan nu există indicii că în momentul producerii deflagrației în furgonetă s-ar fi aflat cineva. Zona în care a avut loc explozia este în continuare închisă, iar echipe ale poliției ajutate de experți FBI continuă cercetările.
Tragedie de Crăciun la Vatra. O femeie a murit după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri în jurul orei 17. Victima, în vârstă de 73 de ani, a fost lovită de un Niva, la volanul căreia se afla un bărbat de 50 de ani. În urma traumatismelor grave pe care le-a suferit, femeia a murit pe loc. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Alte circumstanțe se stabilesc. Pe aeroportul din Chișinău a aterizat astăzi o nouă aeronavă care, începând cu anul 2021, va efectua curse spre mai multe destinații. Aceasta are o capacitate de 144 de locuri și a fost adusă din Cehia. Este a doua aeronavă a unei companii recent lansate pe piața moldovenească și este de ultimă generație. Noua aeronavă era așteptată pe aeroportul din Chișinău de majoritatea angajaților unei companii care a adus-o. Entuziasmați, aceștia au urcat pentru prima dată la bordul acesteia. În sfârșit, noi suntem toți acasă, împreună și colegi. Deci n-am mai lăsat pe nimeni în discutare. Suntem foarte entuziasmați de aeronavă, este o aeronavă nouă. Putem veni pe piață cu ceva... Suntem o echipă foarte puternică. Noul avion este vopsit în portocaliu și albastru, iar tot în aceste culori va fi și uniforma însoțitorilor de bord. Aceștia au fost angajați de o companie aeriană nouă lansată în acest an la noi, care va începe să opereze zborul începând cu anul viitor. Uniforma va fi respectiv care sunt culorile companiei. E un albastru închis cu ceva oranj. Deocamdată este secret, vom veni cu ceva super frumos. Noua aeronavă este destul de spațioasă, aici sunt 144 de locuri. Scaunele sunt amenajate în două rânduri, a câte trei. Astfel, începând cu anul 2021, aceste locuri vor putea fi ocupate de pasageri. Vom efectua și zborul poziționare și zborul de cursă. Ne punem un plan de afaceri ca să începem zborurile după ce trece anul nou, cu speranța că pandemia va fi în descreștere și ne vom adapta deja la cerințele pasagerilor și la cerințele de zbor. Nava Airbus 319 este o aeronavă de ultimă generație. Ea a fost adusă de pe aeroportul din Ostrava, Cehia. Este o navă ca model destul de răspândit, care s-a recomandat din cea mai bună poziție și operațional și de siguranța zborului. Este o aeronavă dotată cu cele mai ultime sisteme de ultimă generație, care ne asigură și performanța zborului și siguranța. Un tir încărcat cu semințe de floarea soarelui s-a răsturnat în această dimineață pe șoseaua Chișinău-Bălți. În urma accidentului, circulația în zonă a fost blocată. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în apropiere de satul Mihailovca din raionul Sângerei. Din cauza unor defecțiuni tehnice, camionul s-a răsturnat, iar toată încărcătura s-a împrăștiat pe șosea. În urma accidentului, bărbatul care se afla la volan nu a avut de suferit. Poliția investighează cazul. Circa 1000 de locuitori dintr-o comună din Basarabeasca au rămas izolați de restul lumii după ce trenul care trecea prin satele lor a fost scos de pe rută. Acesta era unicul mijloc de transport public disponibil în condițiile în care nicio rută de autobuz sau microbuz nu circulă pe acolo. Acum oamenii se plâng că nu au cu ce se duce la muncă și sunt nevoiți să cheltuie mai mulți bani pentru taxiuri sau mașini de ocazie. Responsabilii din raion spun că sunt în căutarea unor soluții pentru a rezolva problema, însă nu ne-au spus când acest lucru se va întâmpla. La începutul lunii decembrie, trenul a încetat să mai circule prin comuna Iserlia, care este compusă din patru sate. În condițiile în care prin aceste localități nu trece nici un microbuz sau autobuz, trenul era unicul mijloc de transport public cu care oamenii se puteau deplasa. Cel mai tare au fost afectați angajații căii ferate care se duceau la lucru cu trenul. Было удобно, ты сел, тебя везут. Зачем сняли нас поезд? Чем он был хуже? Всех на севере Молдавии ходит, людей бросили на произвол судьбы. Михаил ne-a povestit că de când trenul a încetat să mai circule prin satul în care trăiește, este nevoit să circule cu mașini de ocazie, iar prețul unei călătorii este mai scump. Până la pensie i-au mai rămas 5 ani, însă în așa condiții nu știe cât va mai rezista. Уходит в день по 50 лей с обоих. Это считайте за 20 дней рабочих дней нам обходится где-то 1000 лей на. Это страшно, но.
Eu nu vreau uvolniați, eu vreau работать. La ședința raionului a fost discutat acest subiect, deși nu a fost inclus în ordinea de zi. Autoritățile locale au menționat că problema trebuie soluționată cât mai repede. Надо найти какого-то экономического гаранта, заключить, может быть, даже контракт, изыскать средства с районного совета. Люди, естественно, будут платить ему. Председатель района должен постараться, чтобы железная дорога возобновила движение. Autoritățile raionale susțin că au expediat un demers către întreprinderea Calaverată pentru a soluționa problema. Районный совет не может влиять, это понятно. Хотя, когда только прекратился курсировать, мы сразу же обратились на имя премьер-министра, на имя генерального директора железной дороги о том, чтобы вернуть. Președintele raionului susține că în cel mai apropiat timp se va întâlni cu premierul, căruia îi va explica situația și va căuta soluții, însă nu am putut afla când se va întâmpla acest lucru. Totodată, unii consilieri locali sunt de părerea că economia raionului va fi afectată din cauza lipsei rutei. Am încercat să aflăm de la Calea Ferată de ce ruta a fost suspendată, dar nu ne-au răspuns la telefon. Nori albi de spumă au apărut pe drumurile din preajma unui râu din Sankt Petersburg. Șoferii care au avut drum pe acolo au circulat cu mare dificultate. Se presupune că spuma a apărut după ce în râu a ajuns detergent, șampon sau altă soluție de spălat. Aveați detalii la știri. Locuitorii insulei portugheze Madeira au trăit un Crăciun fără precedent. Zeci de familii au fost evacuate de urgență din cauza inundațiilor care au distrus mai multe case. Până acum nu au fost raportate victime sau persoane dispărute. O puternică furtună a lovit ieri insula portugheză Madeira, ducând la inundații care au distrus mașini, case și poduri. Ploile abundente au provocat și alunecări de teren, în special în nordul insulei. Arhipelagul portughez a făcut în ultimul deceniu eforturi uriașe cu ajutorul fondurilor europene pentru a se proteja de asemenea fenomene. Mai multe zonele orașului aflate la altitudini mai ridicate au fost afectate. În 2010, o uriașă furtună a provocat inundații în care 49 de oameni au murit, iar pagubele au fost de miliarde de euro. Insula Madeira este o regiune semi-autonomă, a cărei economie se bazează pe turism. Cunoscutul istoric rus Oleg Sokolov, care a fost prins cu brațele amantei ucise în rucsac, a fost condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare. Procurorii ceruseră inițial o condamnare la 15 ani pentru bărbatul care și-a ucis iubita în vârstă de 24 de ani și a dezmembrat-o. Cazul s-a întâmplat anul trecut, iar acum a fost dat verdictul. Об отсутствии момента убийства Соколова аффекта подтверждает и его логичное поведение после содеянного. Поскольку Соколов, нанеся указанные повреждения, оделся, закрыл квартиру на ключ, в которой находился труп, покинул место происшествия, а затем осуществил звонок «Петербурггаз». При этом спокойно изложил оператору суть возникшей бытовой проблемы, связанной с неисправностью газоколонки. Процессов де жудеката анчепут ин юнье дупа интерзиер дин кауза пандемией де коронавирус. Oleg Sokolov a fost reținut în noiembrie 2019 după ce a fost scos de polițiști dintr-un râu din Sankt Petersburg, în stare de ebrietate, având un rucsac în care erau brațele femeii. Polițiștii au percheziționat locuința istoricului, unde au găsit cadavrul decapitat al Anastasiei Yeschenko, fosta studentă a lui Sokolov. Tânăra care i-a fost coautor la câteva lucrări, Sokolov a recunoscut că a împușcat-o pe Yeschenko de 4 ori, înainte de a-i tăia corpul cu un ferestrău, dar a spus că a comis crima în timpul unei dispute cu aceasta. Aceste imagini Sokolov spune că le-ar fi filmat înainte de a-și ucide iubita și a încercat să convingă judecătorii că tânăra se comporta amoral și el umilea. Чудовищное, страшное оскорбление, которое потерпевшая тот роковой вечер осыпала моих детей. Ее дикие крики, эти вопли, которые длинные до состояния близкого помешательства. Oleg Sokolov era, potrivit studenților săi, un profesor talentat, însă era și un ciudat, deoarece îi plăcea să se îmbrace în Napoleon și își numea iubita Josephine, iar ea îi se adresa cu sire. Profesor la Universitatea din Sankt Petersburg, Sokolov era angajat și în Franța. El a primit și distincția Legiunea de Onoare din partea Franței în 2003, cea mai înaltă decorare civilă și militară franceză instituită în 1802.
Crăciunul și Revelionul înseamnă întâlniri cu familia, magie, daruri și mese copioase. Ne-am obișnuit să avem de sărbători mese bogate, cu exces de mâncare și băutură. Specialiștii însă ne îndeamnă să fim atenți la acest capitol pentru a nu ne trezi cu o toxi-infecție alimentară și vin cu un șir de sfaturi. Sărbătorile de iarnă aduc multe bucurii, dar în unele cazuri și kilograme nedorite. Și asta pentru că ne-am obișnuit să avem mese doldora de mâncare. În timpul sărbătorilor, ce se întâmplă? Deci noi mâncăm mai frecvent. Are loc dezbalansarea și atunci noi mâncăm mai mult, iar senzația de sațietate vine tot mai târziu. Și ca rezultat ce avem? Avem kilogramele în plus. Gastroenterologul spune că mâncatul în exces poate afecta mai multe organe, iar consecințele se fac simțite într-un timp foarte scurt. După un șir de mese copioase, organismul nostru într-adevăr ar putea avea careva efecte nocive. Printre organele care mai frecvent sunt afectate în această perioadă, bineînțeles că este pancreasul. De ce pancreasul? Deoarece este glandă digestivă principală care produce fermenți pentru digestie. Fiind supra-solicitată în această perioadă de mese, care se țin șir, glanda se inflamează. Ca rezultat avem apariția pancreatitelor acute. În cadrul emisiunii Ai Sănătate, Viorica Caraus a venit cu un șir de sfaturi pentru a nu mânca mult de sărbători și a savura din magia lor. Aceasta spune că trebuie să comunicăm mai mult cu cei dragi, să încercăm diferite jocuri active și să renunțăm la mâncatul noaptea. În așa fel ne vom simți bine în timpul și după sărbători. Nu sunteți singurile de asigurări. Regina Elizabeta a II-a britanicilor dur afectați de pandemia COVID-19. În mesajul anual de sărbători, suverana britanică în vârstă de 94 de ani și-a încurajat supușii cu mesajul că și după cele mai întunecate nopți există lumina din zori. For me, this is a source of enduring hope in difficult and unpredictable times. Of course, for many, this time of year will be tinged with sadness, some mourning the loss of those dear to them, and others missing friends and family members distanced for safety, when all they'd really want for Christmas is a simple hug or a squeeze of the hand. If you are among them, you are not alone. Ca în fiecare an, regina Elizabeta a II-a a transmis un mesaj de Crăciun către cetățenii din Marea Britanie și către întreaga lume. În discursul ei nu a întârziat să apară nici noul coronavirus, nici mesajele de mulțumire pentru medicii din prima linie. We continue to be inspired by the kindness of strangers and draw comfort that even on the darkest nights there is hope in the new dawn. Pandemia COVID-19 a ucis aproape 70.000 de oameni din Regatul Unit, unul dintre cele mai grave bilanțuri din Europa. Recenta intensificare a epidemiei legate de către autorități de o nouă tulpină mai contagioasă a SARS-CoV-2 a determinat guvernul să anuleze autorizarea familiilor de a se întâlni de Crăciun în numeroase regiuni. Regina a renunțat ea însăși să se ducă la reședința sa din estul Angliei, unde petrece Crăciunul de peste 30 de ani. Împreună cu copiii săi și alți membri ai familiei regale și a rămas la Londra. Concert inedit de Crăciun la Notre-Dame pentru prima dată de la incendiul din 2019, care aproape a distrus o catedrală din Paris, a găzduit un concert coral din ajunul Crăciunului, o tradiție anuală în Franța. Deoarece edificiul este încă în ruine, coriștii au purtat salopete și căști de constructori, iar publicul nu a avut acces. Membrii corului de la Notre-Dame din Paris au purtat căști și salopete specifice muncitorilor din construcții, în timp ce au susținut tradiționalul concert din ajunul Crăciunului în această catedrală, grav avariată de un incendiu în aprilie 2019. Concertul a fost înregistrat la începutul acestei luni și a fost transmis la televiziunea franceză, chiar înainte de miezul nopții. Pentru cei 20 de cântăreți din corul de la Notre-Dame, concertul de aseară a reprezentat prima lor apariție în catedrala din capitala Franței, după incendiul devastator de anul trecut. La eveniment au fost prezenți, de asemenea, doi soliști și un interpret la orgă. Mir, mir, mir,
Catedrala Notre-Dame este în continuare închisă pentru public, iar concertul de aseară s-a desfășurat fără spectatori. După incendiul din aprilie 2019 la Notre-Dame au fost organizate câteva slujbe religioase, dar în format redus și în absența credincioșilor. O astfel de slujbă a avut loc de Paște. Președintele francez Emmanuel Macron a promis că Notre-Dame din Paris, care este și o celebră atracție turistică, va fi reconstruită până în anul 2024. De o baie cu spuma, o parte șoferii din Sankt Petersburg, acestea se strecoară cu greu printre norii albi care s-au format pe un râu din apropiere. Se presupune că spuma a apărut după ce în râu a ajuns detergent, șampon sau altă soluție de spălat. Șoferii au circulat cu greu printre norii de spumă. Unii au frânat deoarece vizibilitatea era foarte redusă. Spuma ar fi venit de la râul Dudergov din apropiere și ar fi început să se formeze sub un pod. Internauții deja au numit fenomenul petrecerea de spumă de la sfârșit de an, iar unii au confundat-o cu zăpadă. Specialiștii au mers la fața locului, dar nu au găsit nimic suspect. Rosprirodnadzor, instituția responsabilă de ecologie din Rusia, a prevalat probe din apă și urmează să le analizeze. Se presupune că în râu au fost aruncate soluții de curățare sau detergent. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Pinguinii domnului Popper. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, ni le puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă să aveți!